Povestea începe normal cu a fost odată și a fost odată o tânără, că am fost și tânără, care cu repartiția în mână a ajuns undeva, într-o școală, în mediul rural. Era plină de speranțe, era plină de optimism. Vreau să vă spun acum un secret: trei zile am stat. Și am probat tot ce am avut acasă, am mai probat și pe la sora mea, ca să văd cu ce mă îmbrac în prima mea zi de școală. În prima mea zi de școală, însemnând întâlnirea cu colegii mei, cu cadrele didactice, pe mine, mie îmi plăcea meseria pe care mi-am ales-o, dar mă fascina foarte tare acea cancelarie, unde noi, noi, era în cadrul didactic, nu? Unde noi o să ne întâlnim, o să-mi întâlnesc colegii. Îmi vedeam colegii. Ca pe niște mentori. Voiam să stăpânesc, să învăț de la ei arta de a fi profesor, arta de a fi dască, arta de a fi pedagog. Ia uite că n-am fost așa. Eu care așteptam, nu covorul roșu, dar măcar așa un zâmbet de complezență, m-am trezit într-un mediu ostil, ca să nu zic într-o cușcaleilor. În primul rând, nu le-a plăcut apariția mea. Făceam notă discordantă cu ce era acolo. Lor li s-a părut că foarte elegantă, că am ținută de nuntă. Nu, eu am un stil al meu. Am un stil al meu și dacă merg la pâine și dacă merg pe stradă și dacă merg la școală, eu trebuie să mă aranjez cât de cât, atât cât știu eu. Eu am ajuns acolo într-o ținută de nuntă și am primit așa niște priviri de priviri și de aici au început toate ostilitățile. Eram aia mică, am fost, la început am fost chestionată, a cui sunt, de unde vin, acolo nu te întreabă cum te numești, a cui ești, de unde vii. Așa era pe vremuri și, și acum mai este, din păcate. Și am mai dat acolo peste un director, cu, 15-20 de ani mai mare ca mine, necăsătorit, care a zis, opa, stai că e de mine. Și i-a potolit pe ceilalți care mai râdeau, care se mai uitau la mine, ostentativ. Ia drăguț să te vedem. Hm, N-a răz rău, dar totuși ești la țară. Nu se cade. Ținuta mea era cât se poate de decentă. Cât se poate de decentă. N-a fost să fie pe placul lor. Și domnul director mi-a făcut un favor. I-a potolit și m-a chemat în birou și m-a invitat la film. Ce n-am făcut în viața mea, în toată viața mea, n-am știut să spun nu. Și n-am spus nu, bineînțeles. Dar nu am dus. Și pentru că nu m-am dus, nu m-am dus la film, nu mi-a mi zis niciodată nimic. U, ce m-am bucurat! Dar vreau să spun că au cu curs sancțiunile de nu se poate. Tinerilor care sunt aici le doresc să nu treacă prin ce am trecut, cu toate că mai trec, prin ce am trecut noi în perioada comunistă. Dacă erai îmbrăcat bine, de ce ești îmbrăcat bine? Dacă nu erai îmbrăcat bine, de ce nu ești îmbrăcat bine? Bine, că puneam și halate și când puneam halate, când le luam, nu contează. Dar mie, eu am primit sancțiune din primul an de școală că am unghiile lungi, că sunt date cu ojă, că vin fardată și rimelată și rujată. Eu foloseam un ruj nud. Nudul ăsta l-am folosit toată viața mea, dar era ruj. Și atunci vă dați seama cât de greu mi-a fost mie în cușca leilor. Ce trebuia să fac? Să fug unde? Voiam să-i schimb eu pe ei. Voiam să învăț eu ceva de la ei. Dar dacă am văzut că nu se poate, atunci am început să fac eu lucruri frumoase. Mama îmi zicea când eram mică, fac o paranteză, ești o moțată. Eu mă băgam la școală în toate acțiunile. Și atunci am zis, dar de ce să nu fiu omoțată și aici? Și ca să scap și de directorul insistent, care m-a mai sancționat odată, m-a pus să raportez patru luni de zile până la terminarea anului școlar, de ce nu m-am dus eu la pregătirea pentru definitivat? Și am spus, în nemernicia mea eram internat în spital. Dar nu, am raportat și la prima și la ultima și tot așa. Ei, și din momentul acela s-a produs schimbarea la mine. Am spus, ce pot să fac? Să mă cer cu ei? Nu eram om. Eu iubesc oamenii. Știți cum mă iubesc? Cum vă iubesc pe toți care sunteți aici. Eu în fiecare om de pe stradă, în fiecare om care stă în fața mea, găsesc un lucru frumos. Și iubesc necondiționat și cu tot sufletul meu și încerc dacă pot să dau ceva de la mine. Și atunci am dat. Am început să fac tot felul de cursuri, am început să mă înscriu în tot ce se poate face în învățământ și pe lângă învățământ, pentru că activitatea care se desfășura în afara programului de la clasă era foarte importantă pe vremea comuniștilor și așa nu mi-am dat seama că am ajuns chiar de atunci ușor cunoscută sau destul de cunoscută. Asta pentru că tot timpul mi-am spus, fi tu, nu fi cine vor ei să fii. Și am reușit să mă schimb, zic eu. Sau pentru mine m-am schimbat în bine. M-am schimbat. Am iertat, dar n-am uitat. Când mergi undeva cu tot sufletul, și întâlnești oameni care te etichetează, te dau la o parte și te anulează din prima, pentru că nu ești ca ei.